Etapa 11-a din Liga 1 de futsal a fost una perfectă pentru Auto Bergamo Deva. Liderul campionatului, FK Odorheiu Secuiesc, a stat. United Galați a pierdut surprinzător cu 4-2 la Sportul Ciorăști, iar Auto Bergamo a câștigat clar derbiul etapei din deplasare de pe terenul celor de la CFR Timișoara. Bănățenii s-au confruntat cu ceva probleme de efectiv, dar antrenorul Timișoarei, Robert Lupu, a recunoscut superioritatea devenilor din jocul desfășurat în sala Constantin Jude, reproșându-le elevilor săi lejeritatea cu care au primit goluri din faze fixe. Categoric, Deva a fost mai bine focusată pe meci. Eu am încercat să motivez jucătorii, am pregătit tactic jocul foarte, zic eu, bine. Cred că au venit neconectați. Undeva am avut o scăpare, o conexiune cu ei, pentru că am făcut ședință video cu ei. Le-am prezentat, cel puțin zic eu, că Deva până la 3 goluri s-au dus din faze fixe, ceea ce pe parte de atac pozițional știam tot ce fac, nu ne-au surprins deloc. Au avut două faze fixe în care nu înțeleg atitudinea defensivă a unora care sunt neatenți și na, una peste alta au fost mai buni. La pauză, Deva avea 3-0 prin reușita lui Toni, Andrei și Cojocarul, iar gazdele au redus din handicap prin Fernandez la mijlocul reprizei secunde. Totul s-a decis în minutul 22, când Auto Bergamo în doar 10 secunde a înscris de două ori, prin Cojocarul și portarul Voin. Până la sfârșit, pentru Deva au mai marcat Cusmodi și Gavrilă, scorul final fiind stabilit în ultimul minut de joc de Fernandez. Antrenorul Devei, Victor Acosta, a confirmat spusele omologului său timișorean legat de joc și a fost mulțumit de maniera în care jucătorii săi au câștigat partida. Sabíamos que era un partido muy difícil. Am știut că o să fie un meci foarte greu, am venit foarte concentrați și planul jocului ne-a ieșit foarte bine astăzi. Cred că Timișoara a luptat tot timpul cât a putut. Diferența s-a făcut că am finalizat foarte bine și ne-au ieșit și schemele de la fazele fixe. Tinerețea DV a contat mult astăzi, poate ați avut o prospețină fizică. Sí, yo creo que sí. Da, a contat și absențele din lotul lor, mai ales cea a capitanului, a lui Vali Ilaș, că e un jucător important, mai ales în jocul de 5-4, dar nu trebuie să luăm din meritele noastre, să câștigăm un joc aici de o asemenea manieră. Cu această victorie, Deva este pe primul loc cu 22 de puncte din 8 meciuri, urmată de Odorhei cu 21 din 9 partide disputate. Urmează Timișoara cu 18 puncte din 10 meciuri și Galațiul cu 13 din 8. Calificarea în play-off de pe unul dintre primele două locuri este una foarte posibilă, dar antrenorul Victor Acosta atrage atenția că este un campionat lung. Indiferent însă de ceea ce se va întâmpla, Auto Bergamo propune câștigarea eventului, precum și păstrarea actualului grup de jucători, dar eventualele transferuri de valoare din iarnă ar fi un câștig pentru echipă. Obiectivul nostru este să câștigăm cupa și campionatul, mai este mult, a rămas încă o parte din sezonul regulat plus play-off-ul și noi va trebui să jucăm de două ori acasă la Galați, așa că încă nu se știe. Campionatul este lung, play-off-ul va fi foarte dificil, el are experiență, a jucat mai multe play-off-uri, a terminat primul și n-a fost campion sau a terminat al treilea și a putut câștiga campionatul. Important e să menținem grupul care îl avem și dacă vin întăriri, cu atât mai bine. Etapa viitoare a 12-a, Auto Bergamo va juca în sala sporturilor din Deva, miercuri 1 decembrie, de la ora 18:30, cu penultima clasată, Luceafărul Buzău, și este mare favorită la câștigarea punctelor puse în joc.